Sunt șanse mari ca pacienții aduși de la Spitalul Județean Piatra Neamț să se trateze la Iași de infecția cu SARS-CoV-2. Medicii de la ATI Lețcan vin cu vești bune în ceea ce privește starea de sănătate a celor doi pacienți care au mai rămas în viață din cei șase internați la Spitalul Mobil. Doi pacienți care supraviețuiesc și la ora asta și uh, iată și o veste care pare a fi bună pentru că este prima zi când medicii de la terapie intensivă mi-au spus că evoluția pare să fie bună, astfel încât în cursul acestei săptămâni să sperăm că nu apare niciun fel de incident și vor putea ajunge în zona de confirmați, adică acolo unde nu este vorba de reanimare. Echipamentele de la noua secție ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț vor fi aduse de la Spitalul Mobil din Lețcani. Consiliul Județean Neamț va trimite o adresă către ADI Euronest pentru injectomate, ventilatoare și monitoare pentru controlul funcțiilor vitale, întrucât cele care se găsesc la Spitalul Județean Neamț nu pot fi folosite momentan fiind blocate în spațiile ce sunt vizate de ancheta în desfășurare declanșată după incendiul de pe 14 noiembrie. Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra va funcționa temporar în clădirea Nefromed, situată în imediată apropiere a unității sanitare.